capătul lui. Și atunci am zis că nu o să fii concret. O să știm care sunt condițiile finanțatorului, pentru că ei tot pot să vină cu niște condiții. Nu vă spune așa, fie în ce înseamnă o domnă școală. Noi avem studiu, noi avem un studiu, dar noi putem să ne planificăm deja că putem. Asta noi ne avem cu dumneavoastră de mână la Sală de fitness. Din 98,7 metri pătrați. Noi zicem că n-avem tineri unde să-i ținem, unde să le facem activități. Noi avem sală de fitness. Asta este normal? Și oamenii sunt... Tu erai corect. Cum poți face sală de fitness în cazul de cultură? Da, de ce și oamenii sunt în casa de cultură? Nu, iau casa este lipită de casa de cultură. Nu, nu spun pionier. Nu, e așa. Casa de cultură este un moment de arhitectură. Corect. Și noi vrem reparată, noi vrem construită. Noi vrem reconstruită. Ești întrebări, dar nu ne ajută. Noi avem nevoie de ajutor, noi avem ajutor, dar nu poți să vină să ne citiți doamna, doamna, cum să ne citiți lecții și despre. Dar n-ar fi, frate, nu, eu am vrut să spun că eu am fost în localitate. Eu știu, eu știu, eu știu cum o așa. Dar știți, nu e problemă, mai bine, dar nu le știu. Am vrut să spun că sunt gata, doamna, că eu vreau să-i funcționez. Frate, eu vreau să-i funcționez noi pe urmă. N-am nicio interesată în localitatea mea. Eu vreau să-i funcționez. Cel mai important, datele cele care noi le-am prezentat cu APA, sunt datele elaborate de doamna primar și doamna Popa. Practic, noi, majoritatea, susținem lor, pentru că ei în aprilie au început corespondența cu APA Canal. Pe urmă, dumneavoastră ați ajuns la concluzia că trebuie de ocolit acolo un kilometru. Nu am ascultat propunerile. Adică, am adunat toate propunerile. Da, și este ultima scrisoare parvenită acum în decembrie, semnată de șeful direcției construcții capitale, unde dânsul solicită sumele acestea, oameni buni. Organizația voastră, o subdiviziune solicită acești bani. Și noi deja în bugetul nostru am introdus ca beneficiar lucrările de proiectare. Corect, dar v-am abordat. Corect. Păi corect, mergem. Corect, dar este o problemă, eu sunt recurs, noi trebuie să o soluționăm. Așa cum ne-am explicat noi din partea noastră, așa ne-a importat că localitatea să aibă apă. Apa e foarte importantă. Colegul înțeleg că spune felul următor, în moment ce noi ca municipiu ne planificăm buget bani pentru implementarea unui proiect, dar ei de pe loc nu prevăd bani pentru asta și nu prevăd buget, pe cum o să realizăm? Asta și trebuie să-și vorbim, că noi avem apă aici, dar noi la ce să o conectăm, că nu suntem pregătiți să o prindem, nu avem rășie. Noi și banii am bandat dacă vreau să aveți proiect. Eu mai timp când noi să vădem bani și vreau să vă valorificăm. Păi, dar ce să vedeți la prindem? Noi vă zis, banii facem de sector. Asta e bani. Deci bine de noi, dar noi vreau să aveți valorificat. Noi, noi probabil o facem tarzi. Dacă într-adevăr sunt niște bani nevalorificați, dumneavoastră vorbit foarte frumos de transportul public și așa mai departe, doamna primar, trebuie să vă pună la curent. Conform codului transportului, este o comisie care se ocupă cu întrebările transportului public local, independent de municipiu, merge vorba curent. Numai prin... Da, și probabil noi cu colegiul să ne expunem ca să procurăm câteva rutieri care noi și vom pune transportul. Doar dacă va fi necesar ca transportul public Trușeni să intre și în raza municipiului, atunci noi o să apelăm la municipiu și ne permite până la o intrare, până la o stradă oricare. La noi se lucrează. De ce acum? Doamna Pupa vorbește de la voi pentru transport public. Noi, domnul primar general, nu are nimic cu transportul public local în Trușeni. De acord.
transport. Noi am vrut să vă ajutăm cu procurarea transportului. Prea mult ne-a ajutat. Da? E o problemă dacă vreți să vă ajutăm procurarea transportului. Asta e o problemă, domnul Cașa. Și noi vrem să vă ajutăm să facem ca să fie doamna, vă dau o întrebare simplă. În Chișinău, cine în ultima instanță aprobă politicile în oraș? Cine aprobă politicile? E transport, conform legii administrației publice locale, este există Consiliul Municipal. Consiliul Municipal. Noi de alte oameni zile ne dorim. Din prima zi am fost niște tormoși, mi s-a spus, suntem tormoși. Poftim, nu s-a venit cu un proiect, cu o idee sănătoasă la Consiliu. Să ne batem noi, dar apropo. Însăși că dumneavoastră aveți două, este scrisoare de la primar cu Casa de Cultură, este o scrisoare de la Consiliul Ocean, deja e rău, e pe intens, ne batem cap în cap. Dar când ieșim la municipiu, ieșim cu o idee sănătoasă de casă. Poate să fie și mai bună, poate să fie și mai bună, dar ea este obiectiv. Domnul Filier, poate să răspund. Deci dacă noi eram principiași, nu ascultam ascultam la doamna primar, înseamnă că eu am vorbit cu domnul primar și la colegi, am spus, fraților, am nevoie 26 de voturi, Strușeniu să aibă azi Casa de Cultură. Noi ce am primat? Vezi, v-a trezut proteste acolo la proteste, tot Strușeniu aveți la via acolo. Nu, eu v-am spus, domnul Vasile, în Strușeniu este o problemă, au venit câteva propuneri. Deci eu, viziunea mea, trebuie soluționat și una și alta. Dacă trebuie, întreb la domnul primar, înseamnă că le alocăm mai mulți bani. Deci poate mai găsim alți bani și în alt parte, ca să aibă oameni și apă și să nu oprim construcția Casei de Cultură, ceea ce am investit să distrugă. Ceea ce spuneți dumneavoastră, deci n-am mers o deci unilateral. Deci eu am fost acei care m-am adresat. Și asta, domnul Vasile, haideți, am inițiat ședința de astăzi, tot eu. Și asta, domnul Vasile, mergem în localitate să discutăm cu consilierii, să discutăm cu doamna primar, ca să găsim un numitor comun. Înțelegeți, doamna Popa, aici are într-adevăr dreptate, de asta nu așa nu mințiți. De asta și doamna Popa mai uitați pe mine, că eu la fel... Domnul Vădame, Casa de Cultură de la Trușeni e unicală la Republică. Așa că Casa de Cultură sunt 203. Dar și fiind noi în municipiu, fiind în Trușeni, e trebuie readusă la inițial. Atunci ea și bumboată. Ce și faci până am învățat să-i copțin puțini, asta nu o să dea plus valoare, plus de vedere și copii, ca să fie implementat. Iar dacă aici noi cu apeleu nu ne-am găsit în comună. Ce noi este În toți anii se dădeau 100 de mii de lei pentru reparații. Asta și milioane s-au dat. Și nu s-a făcut nimic. Vreau să zic că care chestie? Eu, Casa de Cultură, și de mine copil. Vreau să zic că când e bun în Soviție, toate delegații care le disciplinează, vreau la Trușeni. Casa de Cultură, biserica, că lucra. Acum noi, în Trușeni, sapcele care era cu 46 de lucruri, la Trudoză de Amănui, vezi? Oamenii s-au distrăbălat. Și noi vrem consilierii să facem ca să, măcar ceva, să avem, să arătăm la urmașii noștri, să facem, să o restaurăm, nu să o rebăleam. Da. Pentru a restaura, trebuie să facem alt proiect. Alt proiect ar fi mai scump, înțelegeți? Dar când s-a început chestia asta, că eu știu și mi-am făcut expertiză, am citit tot la Petru Acoperiș. Spuneau, dacă și-a administrat pe local, că 9 milioane de lei costă proiectul ăsta și ați dăm 2 milioane pe an și la salvață, în 4 ani zile. Să faci Casa de Cultură în 4 ani, care se face 8-10 luni de zile, asta eu nu vreau să spun așa, să mai sunt urât. Noi trebuie să găsim, să facem proiect. De specialiști de Moldova sunt proiectanți, mai mult decât erau dată Uniunea Sovietică, am unele instituții. Și să găsim proiectanți, să aducem un proiect normal, a discutăm cu conștiința. Nu ne înțelegem, avem în sat și facem un proiect ca lume.
cât ne-a costat, 20 de milioane, 100 de milioane, că noi trebuie să facem lucruri frumos. Ajunge să scărchim și să ne sfătim de la prostie. Acoperiște pe făcut, eu nu plouă. Eu n-am întrebat. Nu vorbesc așa și nu. Faptul că se dea bani pentru casa de cultură sau nu. Eu înțeleg problema este în politizare. Pentru unii consilieri consideră...